Când vorbim în mediul virtual. O resursă pentru clasa a șasea. Când vorbim cu ceilalți, înseamnă că suntem în comunicare cu ceilalți. În mediul virtual, comunicarea se realizează cu ajutorul diferitelor dispozitive, cum ar fi telefon, calculator, tabletă, laptop, smartwatch și altele asemenea, precum și cu ajutorul diferitelor aplicații, e-mail, forum, blog, videoconferință, medii de socializare și așa mai departe. Care sunt aplicațiile pe care tu le folosești cel mai des? Scrie-le pe caiet. Eu le folosesc pe acestea: Google Classroom, Zoom sau Meet, WordPress și YouTube. În pași simpli, comunicarea, fie ea în mediul virtual sau în cel real, înseamnă transmiterea unui mesaj printr-un canal de comunicare către un receptor, precum și confirmarea că mesajul a ajuns unde trebuie, că a fost recepționat. În mediul virtual, mesajul poate fi un text, un e-mail, un mesaj audio-video, un film pe YouTube sau o videoconvorbire. Canalul de comunicare poate fi o aplicație precum cele pe care le folosești deja. Transmițătorul și receptorul sunt dispozitivele de pe care și spre care călătorește mesajul. Chiar dacă, uneori, nu cunoaștem sau nu vedem persoanele din spatele dispozitivelor. Iar confirmarea primirii unui mesaj poate fi o setare automată, precum sunt cele două bife care devin albastre atunci când mesajul a fost citit pe WhatsApp, sau un alt tip de mesaj, fie el text sau audio-video, în care spunem da, am auzit, am înțeles și așa mai departe. Din acest model se pot vedea deja avantajele și dezavantajele comunicării în mediul virtual. Alege din cele șase aspecte cele pe care le consideri a fi un avantaj pentru comunicarea în mediul virtual. Comunicarea depinde de accesul la internet. Mesajul poate fi trimis ușor altcuiva. Îți poți da seama dacă mesajul a ajuns. Mesajele pot fi transmise pe distanțe mari. Mesajele pot fi trimise prin diferite aplicații. Transmițătorul poate trimite rapid mesaje. Pentru mine, cele mai importante avantaje ale comunicării în mediul virtual sunt faptul că pot trimite mesaje rapid și pe distanțe mari. Mesaje precum acesta. De aceea, este important să cunoaștem toate elementele și să găsim toate avantajele, mai ales în lipsa celor unei comunicări față în față.